Avocatul poporului critică decizia CSE privind suspendarea licențelor de emisie pentru 6 posturi de televiziune, inclusiv TV6 și Orhei TV. Ombudsmanul consideră că prin adoptarea măsurilor respective, autoritățile au depășit limita de asigurare a condiției respectării ingerinței minime în asigurarea unui echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și asigurarea securității informaționale. Într-un comunicat emis de Avocatul Poporului se spune că decizia luată de CSE ar putea institui o restrângere nejustificată a drepturilor fundamentale și ar putea să nu corespundă criteriilor prevăzute de articolul 54 din Constituție. De asemenea, potrivit ombudsmanului, o asemenea hotărâre poate fi luată doar de instanța de judecată. Prin adoptarea măsurilor respective, autoritățile au depășit limita de asigurare a condiției respectării ingerinței minime în asigurarea unui echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și asigurarea securității informaționale. De asemenea, arogarea acestor competențe de către CSE în locul instanței de judecată încalcă principiul separației și colaborării puterilor în stat, garantat de articolul 6 din Constituție. Desigur, măsurile de suspendare trebuie efectuate de un control judiciar veritabil, prin care să se respecte standardele unui proces echitabil, măsuri care ar trebui evaluate în lumina testului a trei cerințe ale ingerinței legale, și anume criteriile legalității, legitimității, necesității și proporționalității. În context, ombudsmanul consideră că în cazul suspendării licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale, autoritățile trebuie să identifice mijloace eficiente cu scopurile legitime urmărite, fără a aduce vreun prejudiciu cât de mic exercitării drepturilor fundamentale expuse mai sus. Prin urmare, Avocatul Poporului susține că a solicitat ca CSE și Consiliul Audiovizualului să prezinte informații adiționale pertinente care au stat la baza dispoziției CSE din 26 decembrie. Ombudsmanul atrage o atenție deosebită asupra standardelor internaționale și naționale în materia drepturilor fundamentale enunțate, care trebuie luate în considerare la luarea deciziei de suspendare a licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale, precum și luarea acestei decizii prin intermediul CSE, fapt ce ar putea crea un precedent juridic periculos pentru Republica Moldova, ceea ce este necesar de a fi evitat. Avocatul Poporului recomandă autorității să identifice alte măsuri alternative mai puțin intruzive, care au o legătură rațională cu scopul legitim urmărit, în special asigurarea respectării standardelor în materia libertății de exprimare și dreptul la proprietate, iar măsurile de suspendare să fie evaluate exclusiv de către instanța de judecată în cadrul respectării garanțiilor unui proces echitabil și în lumina testului de legalitate și legitimitate necesare într-o societate democratică. Se mai arată în comunicatul emis de instituție. Cu o reacție la acest subiect a venit și juristul Ion Păduraru. Un lucru mă neliniștește în contextul suspendării licențelor a 6 televiziuni. Nu mai are cine să verifice legalitatea deciziei respective a CSE. Nu că nu avem instanțe de judecată, avem, dar cine din judecătorii de azi va mai avea curajul să decide altfel, dacă va fi cazul, decât a decis CSE? Astăzi, pe judecători nu are cine îi apăra. CSM este așa cum este. Asociațiile judecătorilor nu mai spun nimic, dar nici nu ar fi auzite, a scris acesta într-o postare pe Facebook. Și jurnalistul de la Euronews România, Vitalie Cojocari, s-a expus la acest subiect după ce a analizat conținutul prezentat de cele 6 televiziuni a căror licența a fost suspendată. TV6 este un post cu emisiuni și știri în rusă și, foarte important, în română. Nu pare afiliat unor posturi din Rusia. Limba română trebuie să fie bine reprezentată, dar și conținutul local, spune legea audiovizuală din Moldova. Pe site apar mai des știri despre războiul din Ucraina, dar găsim știri și despre Shore, despre corturile sale anticrize, adică niște corturi instalate pe străzi unde se adună semnături pentru programul lui Shore, pentru demisia guvernului și altele. Am încercat să obținem o reacție de la guvern la acest subiect, dar purtătorul de cuvânt al instituției, Anastasia Taburceanu, ne-a scris într-un mesaj că executivul nu va oferi reacții unui post de televiziune cu licența suspendată.
Asta în condițiile în care acum două zile președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că jurnaliștii de la cele 6 posturi TV pot să-și continue nestingerit activitatea și pot merge la orice eveniment. Nici Consiliul Audiovizualului nu a venit cu o reacție la acest subiect. Decizia de suspendare a licenței de emisie a 6 posturi de televiziune a fost luată de către CSE în data de 16 decembrie. Mai exact, este vorba despre posturile TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV și NTV Moldova. Argumentul invocat în dispoziție este protejarea spațiului informațional național și prevenirea riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale și informațiile disponibile privind controlul exercitat de acestea asupra unor furnizori de servicii media, precum și multiplele constatări din rapoartele de monitorizare ale Consiliului Audiovizualului privind încălcările codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, implicit aplicarea sancțiunilor pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina. Ulterior, în cadrul unui briefing de presă, președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că posturile de televiziune vizate au încălcat în mod constant codul audiovizualului și principiile informării corecte. Au favorizat persoanele supuse sancțiunilor internaționale, au manipulat cu privire la evenimentele naționale, dar și cu privire la războiul din Ucraina. Totodată, ea a spus că 4 din cele 6 posturi TV și-au schimbat proprietarul final fără acordul CEA. TV6 și Orhei TV au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia Comisiei Situații Excepționale. Argumentele prezentate sunt că prin respectiva hotărâre Comisia și-a depășit atribuțiile și a încălcat o serie de norme legislative, printre care Constituția Republicii Moldova și Codul Audiovizualului. În plus, insistăm că TV6 și Orhei TV nu au comis încălcări specificate în decizia Comisiei și nu au fost sancționate pentru cele menționate. RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova și Accent TV condamnă aceste acțiuni și au precizat că la fel au contestat decizia CSE.